Era el, dar așa, auzite din părinți, el a făcut mari minuni. Veneau oameni șoimăniți să vindecau, veneau orbi cu copii bolnavi, dar eu nu-l știu, îl știu încoa, cum m-am mărit eu. Pe urmă nu mai făcea ei minuni, că-mi bătrânisă, nu-i mai da voie. Dar el a făcut acolo biserica din vale, el a ținut de ea. Și oamenii din sat ce cred despre el? Era un om sfânt sau? El așa a fost un om sfânt, că lui s-a arătat Dumnezeu. Dacă v-ar duce Dumnezeu pe vale acolo să vedeți, aproape de Dunăre, unde e o cruce mare, acolo i s-a făcut lui un chip de umbră albă. Și ăla a fost Dumnezeu și el a zis că să spună la lume, să se pocăie, să fie lumea cistită, să ne îngăduim. Și credeți că locul acela este cumva binecuvântat de... Da, de Dumnezeu, de Dumnezeu. Da. Și oamenii din sat cum o duc? I-au ajutat cumva faptul că aici, nu știu, este ce să ne ajute, sănătate? Și noi și ne-am ajutat unul pe altul, dar el n-a avut cu ce să ne ajute, săracul. L-ați văzut? Uite, chipul lui e făcut acolo la sfat. No, bun. Bine, spuneți-mi și numele dumneavoastră, vă rog. Eu sunt Mândroi Elisabeta.